Locuitorii satului Petrunea de astăzi au posibilitatea să facă exerciții fizice în aer liber. Astăzi a fost inaugurat noul teren de fitness la care visau de mult un grup de femei din sat. Terenul de fitness a fost amenajat în parcul localității. Mai multe aflați în continuare. Terenul de fitness a apărut datorită persoanelor cu inițiativă care s-au implicat în cadrul proiectului Civita. Ludmila Mandatar, dar și Zinaida Lazar au fost cele care au scris un mic proiect care s-a bucurat de succes. Datorită inițiativei și insistenței au reușit să implementeze proiectul și asta deoarece inițiativa a fost susținută de mai multe femei. Totuși, lucrurile nu au fost simple, dar potrivit organizatorilor, efortul a fost unul pe măsură. Este! Poftim! Fiți sănătoși! Faceți exerciții cât mai multe! Proiectul DAT a fost susținut de proiectul Civita în sumă de 24.000 lei, după care primăria locală a fost cu mâinile deschise și ne-au acordat un ajutor în sumă de 20.000 de lei. Deci comunitatea s-a adunat 10.000 lei. Deci destinat este pentru toți locuitorii acestui sat, fiindcă aici sunt copii și femei, chiar și femei mai puțin în vârstă, deci nu are limită. În general, în orice sat este binevenit ca femeile să se implice, ca nu doar femeile, dar însăși toți din comunitate să se implice, însă doamna Ludmila ne-a atras atenția prin însăși perseverența dumneei și dorința dumneei de a face ceva schimbări în comunitate, de a aduce ceva impact pozitiv pentru copii, pentru doamne, pentru domnii din localitate, ca să îi mobilizeze și să se implice activ în ceea ce este de făcut în comunitate și de a aduce ceva schimbări pozitive. Și acest obiectiv destul de frumos, necătând la faptul că parcursul implementării a avut diferite dificultăți, totuși au demonstrat toate doamnele împreună, în echipă, au demonstrat că se poate a fi realizat. Aș dori ca toate localitățile raionului Glodeni să ia ca exemplu această inițiativă de implementare a proiectelor, să ia ca exemplu că se poate de realizat lucruri frumoase, pentru că să nu tindem în visurile noastre spre o Europa, spre o Uniune Vamală care nu există, dar să facem calitate și comodități aici la noi acasă, în familiile noastre, în gospodăriile noastre, în localitățile noastre, pe drumurile noastre. Cu aceasta, dragi doamne, ați demonstrat că, într-adevăr, este posibil, este realizabil și inițiativa, curajul și lupta zilnică a adus la ceea că astăzi fim prezenți la acest eveniment foarte frumos. Bravo dumneavoastră! Mulțumim frumos! Și nu vreau să mai ofer cuvântul doamnei. Deci dacă noi suntem cei care educăm tânăra generație, să nu uităm și de faptul că au și niște părinți acasă care trebuie și ei deci să fie ocupați într-una. Și deci grupul de femei, lidere din sat, s-au gândit în implementarea acestui proiect ca să poată să se organizeze timpul liber femeile, în care ar putea poate să discute chiar și despre educația copiilor săi. Eu am văzut un stimul mare pentru tineretul din sat, fiindcă noi vedem ce se face astăzi, cât de bucuroși tinerii din sat, băieții, fetele care participă la toate trenajoarele acestea, se vede că ați fi permanent, ați fi multă lume aici. Având în vedere că mulți oameni, nu că tineri, dar și oameni mai în vârstă, tot vedem că sunt aici, le place. Deci eu am spus așa, că e un proiect bun, unde ați fi o participare mare a populației din sat. Cei mai fericiți de crearea terenului de sport sunt copiii. Mă bucur foarte mult că avem în sat, deoarece tineretul în ziua de azi mai mult stau acasă și acum va fi mai multă mișcare, cred că este spre sănătatea fiecare. Place foarte mult, sunt mulțumită că s-a dus în satul Petrunea, în satul nostru și așa am vara unde copiii s-ar juca, să ne odihnim, să ne jucăm. Pentru sănătate e bun. Unde să-ți vii aici? Tată zău, după lecții. Costul proiectului este de 54.000 de lei. Realizarea lui a fost posibilă datorită oamenilor din satul Petrunea, care au contribuit cu 10.000 de lei. Potrivit oamenilor, terenul de fitness le va schimba viața pentru cei tineri cât și pentru cei mai în vârstă.